Cunoașterea echipamentelor și ustensilelor ne va ajuta în procesul de creație. Hai să aflăm cum! Salutare tuturor, mă numesc Crăciun Dragoș și acesta este cursul de frizerie tratat din punct de vedere teoretic. Subiectul de astăzi este ustensile și echipamente. Având în vedere că este un subiect uh, cu o importanță deosebită, îl voi trata în detaliu și va fi format din mai multe părți. Astăzi vom vorbi despre pieptăni, perii și foarfeci. Abonează-te canalului pentru a fi la curent cu următoarele lecții. Practicarea frizeriei necesită o varietate de ustensile și echipamente. Chiar dacă te afli la început de drum, încearcă să achiziționezi instrumente de înaltă calitate. Asta nu înseamnă că trebuie să le cumperi pe cele mai scumpe, dar fii atent la ofertele ce par prea bune pentru a fi de refuzat. Spre exemplu, un piept în cel poți îndoi între degetul mare și arătător nu te va ajuta sau este puțin probabil să te ajute să, să pieptă în părul. Echipamentele de proastă calitate sunt o pierdere de timp și bani, iar la sfârșit când vei trage linie, te va costa mai mult încercând să înlocuiești produsele pe care ar fi trebuit să le achiziționezi de prima oară. Și dacă ai grijă de ustensilele și echipamentele de înaltă calitate, le vei putea folosi an la rând. Având în vedere că există o varietate largă din care poți alege, roagă instructorul sau un frizer cu experiență să te ajute să selectezi și să cumperi instrumentele. Haideți să începem cu întrebarea, de ce să studiezi despre ustensile și echipamente? Deoarece dacă înțelegi scopul și capabilitățile acestora, îți va fi mai ușor să selectezi instrumentele potrivite pentru serviciile ce urmează să le oferi. Te va mai ajuta să îți faci o idee de ansamblu a modului în care acestea funcționează, pentru a reuși să le repari în momentele de nevoie și să înveți să le folosești în mod corespunzător pentru a oferi siguranța, confortul și rezultatul dorit de client. Acestea fiind spuse, haideți să aprofundăm. Ca și frizer, principalele tale ustensile vor fi pieptănii, perile și foarfecile, mașinile de tuns, mașinile de contur și briciul. Pe lângă acestea vei folosi o serie de echipamente și aparaturi, cum ar fi instrumentele termice, ce te vor ajuta să stilizezi părul, precum ar fi feonul, placa și așa mai departe. Mai avem și alte echipamente, cum ar fi pelerina de tuns, încălzitorul de prosoape, aparatul de masaj, capilar și altele pe care le vom discuta ceva mai târziu. Să începem cu pieptănii. Pieptănii sunt făcuți din diferite materiale și pot avea diferite forme și mărimi. Majoritatea pieptănilor au undeva între 15 și 20 de cm. și se regăsesc în diferite forme, cum ar fi o formă dreaptă, o formă conică, fi un pieptăne cu coadă și așa mai departe. Materialele din care sunt fabricați determină caracteristicile și calitatea. Pieptănii din plastic dur e, sunt ușor flexibili, e, sunt și durabili, dar se pot deteriora dacă sunt lăsați în dezinfectant e, o perioadă îndelungată de timp sau sub lumina ultravioletă. E, pieptănii fabricați din carbon sunt antistatici, sunt rigizi, dar totuși sunt rezistenți la tratamentele chimice și termice. Pieptănii din grafit sunt mai puțin rigizi decât cei din carbon și sunt și ei rezistenți la tratamentele chimice și termice. Pieptănii din metal te pot ajuta să finisezi stilizarea părului deoarece rețin căldură, dar aceștia pot rugini în reacție cu tratamentele chimice precum și cu peroxidul de hidrogen. Să mergem mai departe și să vorbim despre dinții pieptănilor. Majoritatea pieptenilor au dinții mai deși într-o parte și mai rari în cealaltă iar la anumite modele, dinții sunt distribuiți în mod uniform pe toată lungimea pieptănului. De ce este important spațiul dintre dinți? Deoarece cantitatea și distribuția părului ce trece printre dinți îți va influența rezultatul tunsului și al stilizării. Folosind un pieptăne care are dinții mai deși într-o parte și mai rari în cealaltă, ne oferă abilitatea de a ne adapta în funcție de grosimea și textura părului, fără a fi nevoiți să mai să schimbăm pieptănul. Spre exemplu, un păr rar cu o textură fină și subțire va aluneca de pe un în care are distribuția a dinților mai rară. Așa că în procesul nostru de tuns este indicat să folosim un pieptăn cu o distribuție de a dinților. Cât despre pieptănul cu dinții rari. Acesta ne este foarte util atunci când dorim să descurcăm părul, când dorim să creăm un efect stilizant, sau pur și simplu când împrăștiem produsul de styling prin părul clientului. Având în vedere diferitele tipuri de pieptăn disponibili, cel mai potrivit pieptăn pentru a fi folosit depinde de procedura pe care o vei executa, precum și de textura și grosimea părului. Dar și preferința frizerului joacă un rol important în alegerea pieptănului. Haideți să-i discutăm mai pe larg. Pieptănul de styling. Un pieptăn de styling sau mai bine zis multiscop, are în mod obișnuit atât dinți deși cât și rari. Acesta este folosit în general atât pentru tuns cât și pentru styling. Peptanul conic are de asemenea dinți deși și dinți rari și ne ajută să tundem părul din zonele greu accesibile, precum și să gradăm zona gâtului. Peptanul drept cu mâner are de obicei dinții distribuiți uniform pe toată lungimea acestuia. Și ne ajută să folosim tehnica clipper over comb pe care o vom discuta când vom ajunge la partea de tunsoare. În general pieptănii cu dinții foarte rari ne ajută să descurcăm părul lung sau foarte creț sau când aplicăm o soluție de, de relaxare a părului. Soluția de relaxare a părului ne ajută să îndreptăm părul permanent. Pieptănii cu coadă <coughs> sunt cea mai bună alegere atunci când ne selectăm secțiuni pe un păr lung sau când aplicăm folie de staniol pentru procedeele de colorare a părului. Pe lângă pieptănii menționați mai există și alte tipuri de pieptăni care au ca unică destinație stylingul. Spre exemplu, acesta are rolul de a imita trecerea degetelor prin păr, oferind un styling casual. Am ajuns la ultimul pieptăne pe care îl voi aduce în discuție. Acesta este pic comb. Nu îl regăsesc în trusa mea actuală de scule, dar îl vom observa în imagine. Am ales denumirea lui englezească deoarece noi nu avem un nume prestabilit pentru acesta. Poate doar un pieptăne tip furcă ar fi o denumire românească. La ce folosește pic combul? Acesta este eficient când descurcăm un păr foarte creț, aș spune chiar afro. După descurcarea părului cu acest pieptăn îți va fi mult mai ușor să execuți tehnica mână liberă cu ajutorul mașinii de tuns sau cu afoarfecii. Dar vom discuta despre această tehnică când vom ajunge la lecțiile de tunsoare. Cum ținem corect din punct de vedere teoretic un pieptăn? Maniera corectă de a ține pieptănul diferă de tipul sau de serviciul pe care îl prestăm, precum și de dexteritatea și confortul frizerului. Spre exemplu, când ținem pieptănul paralel cu podeaua, acesta poate avea două poziții. În prima poziție, sprijinim pieptănul în podul palmei, degetul arătător și degetul mare vor susține pieptănul, la fel și degetul mijlociu va ține contră în fața pieptănului. Astfel, pieptănul este stabil în mână. Când pieptănăm părul și dorim să-i schimbăm poziția, ne va fi foarte ușor să ne facem datorie. Când pieptenul are o poziție perpendiculară sau mai bine zis uh, diagonală cu podeaua, va trebui să mutăm poziția mâinii în funcție de cum ne este mai confortabil. Acestea fiind spuse, să trecem la perile de păr. Perile de styling sunt folosite pentru a controla, pentru a uh, netezi, pentru a văluri, uh, pentru a da volum părului sau pentru a stimula scalpul. Acestea sunt disponibile în diferite forme și mărimi uh, și servez la diferite scopuri. Haideți să le studiem în detaliu pentru a ști pe care o alegem pe cea corectă când dorim să executăm un anumit serviciu. Începem cu perile din peri sintetici. Perii sau acele pot fi atât flexibili cât și rigizi. De obicei sunt, fecționați, sunt confecționați din nylon și sunt capitonați pe un material de plastic, fie pe, un, pe o spirală metalică, fie pe un suport de lemn sau o perniță confecționată din, dintr-un material sintetic. Perile cu per natural de obicei sunt produse din păr de mistreț. Acest tip de perie este folositoare la finisări sau pentru a da luciu natural al părului. Părul natural din perie ajută la distribuirea uniformă a, sebum, a sebumului pe șuvițele de păr oferind un aspect lucios fără a folosi un produs de styling. O perie dreaptă se poate regăsi fie sub formă rectangulară sau sub formă ovală. Acesta ne este folositoare atât pentru pieptănare, cât și pentru descurcare, uscare sau pentru styling. Peria rotundă. De obicei, perii sunt fabricați fie din plastic, fie din metal iar peria diferă ca și diametru pentru a ne adapta fiecarei lungimi de păr sau, pentru a, sau stilului de aranjare. De obicei, aceste perii generează volum părului și te pot ajuta să ondulezi părul folosind o sursă de căldură, cum ar fi feonul. Anumite perii rotunde pot avea în interior mici orificii care ajută la trecerea aerului pentru o uscare mai rapidă a părului. Acestea fiind spuse, să trecem mai departe la forfecile de tuns. Foarfecile de tuns sunt unele dintre cele mai importante ustensile. Așadar, această lecție îți va oferi abilitatea de a selecta foarfeca corectă care trebuie să fie potrivită pentru a te simți confortabil și pentru a obține cele mai bune rezultate. Există două tipuri de foarfeci de tuns. Tipul francez, care are ca și dotare un odihnitor pentru degetul mic și tipul german care nu prezintă această dotare. Atunci când îți alegi foarfeca de tons, trebuie să fii atent și la modul în care aceasta a fost produsă. Există două moduri de, de, de producție, fie turnată, fie forjată. Obținerea unei foarfeci prin turnare se realizează prin topirea oțelului și turnarea acestuia într-o formă. În timp ce metalul se răcește, acesta se expandează și rezultă un oțel poros și, și slab care nu își va păstra tăișul ascuțit și se va ciubi foarte ușor atunci când foarfeca este scăpată. Singurul avantaj al acestui tip de producție este prețul, deoarece sunt mult mai ieftine. Foarfeca de tuns este formată din două lame. Una este fixă, iar cealaltă este mobilă. Acestea sunt suprapuse și ținute la oaltă de un șurub de tensiune sau un șurub de pivotare. Rolul șurubului fiind acela de a ajuta distanța dintre cele două lame. Alte părți ale forfecii le, vom, le voi afișa alături pentru a ne fi mai ușor. Așa că acestea sunt vârful, marginea de tăiere sau lama, mânerele, inelele pentru prindere și în unele cazuri cu odihnitor pentru deget sau fără. Să vorbim puțin despre lama foarfecii de tuns. Aceasta poate fi fie convexă, fie teșită. Care sunt diferențele? Hai să vedem începând cu lama convexă. Lama convexă este foarte uh, ascuțită. Aceasta alunecă pe păr cu ușurință, ce o face perfectă pentru tehnica slide, uh, tehnică despre care vom, folos uh, vom vorbi când vom ajunge la, la partea de tunsoare. Uh, acest tip de lamă uh, are nevoie de mai puțină tensiune uh, la tăiere, dar se ciobește mai ușor decât lama teșită uh, datorită formei. Acest tip de lamă trebuie ascuțită odată la 4 sau 6 luni. Haideți să discutăm și despre lama teșită sau înclinată. De obicei aceasta prezintă mici zimți pe una dintre lame și are ca și caracteristici următoarele. Părul nu alunecă de pe lamă în timpul tăierii, necesită mai multă tensiune la tăiere, nu este indicată pentru tehnica slide, este durabilă, ascuțișul se păstrează pentru o perioadă mai lungă de timp, acesta având nevoie să fie reascuțit undeva între 9 și 12 luni. Acestea fiind spuse, hai să trecem în revistă și dimensiunile forfecilor de tuns. Acestea sunt disponibile în diferite mărimi și se măsoară în inci și jumătăți de inci. Forfecile convexe se măsoară de la vârf și până la sfârșitul inelului, iar forfecile turtite sau înclinate, se măsoară de la vârf până la odihnitorul de deget. Majoritatea frizerilor preferă foarfece să fie undeva între 6,5 și 7,5 inci. Acestea fiind mai lungi, facilitează executarea tehnicii foarfecă peste pieptă în comparație cu o foarfecă scurtă, care ne este totuși utilă când folosim tehnica foarfecă peste deget. Acestea fiind spuse, hai să vorbim despre designul mânerului. Există trei tipuri de mâner. Mânerul cu design opus, ceea ce înseamnă că inelele sunt poziționate direct unul peste celălalt. Mânerul decalat, ceea ce înseamnă, sau mai găsiți în engleză offset, ceea ce înseamnă că unul dintre mânere este mai scurt decât celălalt, iar unul dintre inele este mai îngust față de celălalt. Acest tip de design a fost creat pentru a reduce supratensionarea și este considerat a fi mai corect din punct de vedere ergonomic în comparație cu mânerul opus. Inelul de tip macara sau crane îl vei găsi în engleză, după cum vezi, este asemănător cu mânerul de calat, doar că inelul cu diametrul mai mare este poziționat în acest caz mai aproape de centrul foarfecii. Acest lucru reduce presiunea și stresul asupra mâinii și degetului. Acestea fiind spuse, să mergem mai departe și să discutăm despre foarfeca de texturare, subțiere și de îmbinare. Acestea sunt construite cu lame ce au dinți de diferite mărimi și densitate între aceștia. Cu cât este mai mare spațiul dintre dinți, cu atât mai mult păr va fi îndepărtat. Cu cât dinții sunt mai deși, cu atât mai puțin păr se va îndepărta și urmele vizibile de tăiere vor fi mai neobservabile. Deși aceste denumiri sunt cunoscute în industrie sub una singură, adică foarfecă de filat, există totuși diferențe între tipurile de foarfeci care îndeplinesc acest scop. Astfel, o foarfecă de texturat are aproximativ între 14 până la 28 de dinți, cu lungime medie. Diferențele de lungimi sunt vizibile și au rolul de a da textură și volum părului. O foarfecă de subțiat sau de îmbinare are de la 30 până la 50 de dinți subțiri. Aceștia se află la distanță mică unul față de celălalt. Poate avea dinți fie doar pe una dintre lame, fie pe ambele lame. Ea se folosește în general pentru a elimina liniile vizibile din păr rezultate în urma tunsului și pentru a reduce din volum și greutatea părului. Acestea fiind spuse, hai să vedem cum ținem în mână corect pieptănul și foarfeca. De deci ce este important să ținem într-un mod specific pieptănul și foarfeca? Deoarece îți va oferi cel mai bun control și cele mai bune rezultate atunci când tunzi și te va ajuta să eviți dureri musculare la palme, la brațe, la gât și la spate, așa mai departe. Foarfeca de tuns a fost creată a, pentru a fi folosită în mod diferit față de o foarfecă obișnuită. Deci, poziția degetelor și a mâinii ți se va părea puțin ciudat la început dar cu exercițiu te vei, te vei obișnui imediat cu noua poziție. În timpul executării unei tunsori, este necesar să ții pieptănul și foarfeca în același timp. Pentru a face acest lucru, va trebui să înveți să palmezi foarfeca și pieptănul într-o manieră sigură. Cunoscând palmarea, te va ajuta să economisești timp în procesul de tundere. Hai să trecem la practică. Cum ținem corect foarfeca în mână? Primul pas este să introduce mineral, inelarul, în inelul atașat lamei fixe. Acesta se introduce aproximativ la jumătatea dintre cele două articulații ale degetului. Iar degetul mic se va odini pe odinitorul de deget. Încearcă să nu, treci inel, să nu lași inelul foarfecii să treacă de a doua articulație a degetului, deoarece vei pierde controlul foarfecii. Arătătorul și mijlociul se vor odini pe mâner pentru mai mult confort și stabilitate. Astfel, introducem inelarul la jumătatea dintre cele două articulații, punem degetul mic pe odignitor, iar celelalte două degete le vom ține pe mânerul foarfecii. Al doilea pas, simultan cu inelarul, trebuie să introducem vârful degetului mare în inelul atașat la mei mobile, dar nu mai departe de cuticulă. Mai precis, trebuie să fie undeva între vârful, între vârful degetului și prima articulație a acestuia. Nu introduc degetul mai departe de prima articulație, deoarece se va pierde controlul foarfecii. Astfel, ca și demonstrație, introducem inelaluri, vom introduce și degetul mare, ne vom odihni, dar aceasta este poziția corectă de a ține o foarfecă de tuns. Următorul pas pe care îl vei face după ce ai învățat să ții corect o foarfecă de tuns este excesarea închiderii și deschiderii foarfecii. Pentru a fi mai ușor și pentru a deprinde mișcarea corectă, sprijină în degetul arătător de la cealaltă mână vârful lamei fixe. Exact așa. Acum îți este mai ușor să exersezi controlul lamei mobile fără a mișca lama fixă. Bun, cum ținem corect în mână, simultan, foarfeca și pieptănul? Țin să precizez că pentru siguranța ta și a clientului, foarfeca trebuie să fie în poziție închisă în timpul acestui procedeu. Primul lucru pe care trebuie să-l știi în acest pas este palmarea. Palmarea ne ajută să ținem în siguranță foarfeca în timp ce pieptănăm părul. Cum procedăm? Pentru a palma foarfeca este necesar să îndepărtezi degetul mare din inel și simplu să aduci foarfeca în palmă. Aceasta este tehnica corectă, dar des întâlnită este și altă metodă pe care o folosesc și eu uneori. Adică prin rotație. Scoatem, inelul, scoatem degetul mare din inel și rotim foarfeca în interiorul palmei, susținând-o cu degetul mic. Nu o recomand din poziția de instructor, dar personal o folosesc destul de des și am considerat că merită precizată. Cum ținem pieptănul și foarfeca simultan? Foarfeca va trebui să se afle în poziția de palmare, iar pieptănul îl vom transfera în palmă și îl vom poziționa între degetul mare și primele două degete. Astfel vom putea uh, trasa cărări și pieptăna părul. Odată ce am terminat de pieptănat, uh, vom transfera pieptănul în cealaltă mână pentru a continua procedeul de tuns. Adică, spre exemplu, avem foarfeca, o palmăm, transferăm pieptănul între degetul mare și primele două degete, trasăm cărările, pieptănăm sau ce avem nevoie, după care Transferăm pieptănul în cealaltă mână și continuăm procedeul. În final va trebui să precizez că există o mare diferență între foarfecile pentru dreptaci și uh, foarfecile pentru stângaci. deoarece modul de asamblare este diferit. Dacă e stângaci, nu cumpăra o foarfecă destinată dreptacilor, deoarece nu va funcționa la fel. Cu altă precizare asupra foarfecilor, acestea au nevoie de mentenanță, la fel ca și alte instrumente. Așa că ai grijă să ajustezi tensiunea lamelor cu ajutorul șurubului de tensiune și să aplici la îmbinare ulei în fiecare zi. Îți mulțumesc pentru atenție, te aștept și la lecția următoare unde vom discuta în continuare despre ustensile și echipamente. Abonează-te canalului și pornește notificările pentru a fi la curent cu noutățile. Pe data viitoare!